Un grup de arhitecți și studenți la arhitectură, printre care se află și arhitectul slătinean Ionuț Constantin, a câștigat concursul organizat de Primăria Slatina cu proiectul lor de arcadă pentru intrarea în oraș dinspre Pitești. Ei au primit 1076 de voturi din partea slătinenilor care au intrat pe site-ul Primăriei Slatina, iar ca să primească premiul de 10.000 de lei, proiectul lor trebuie să fie vizat de o comisie de specialitate. În urma exprimării voturilor cetățenilor pe site-ul primăriei, este un câștigător. Urmează ca în cel mai scurt timp serviciul urbanism din cadrul Direcției Arhitect Șef să desemneze o comisie care va analiza toate aceste propuneri și dacă din punct de vedere fezabil, dacă din punct de vedere al restricțiilor de trafic o astfel de construcție este posibil, atunci se va desemna câștigătorul. După cum știți, premiul pentru câștigătorul acestui concurs este de 10.000 de lei. Proiectul poate fi pus în practică pentru că nu este unul complicat, iar costurile de execuție nu sunt foarte mari. Această investiție ar putea fi prevăzută în bugetul de anul viitor, când arcada din beton, construită în anii 80, aflată într-o stare avansată de degradare, va fi înlocuită. Poarta de intrare care a fost desemnată de populație este fezabilă pentru că o astfel de construcție permite inclusiv transporturilor agabaritice, că trebuie să ținem cont că drumul respectiv este drum național și drum european, este un drum care leagă Craiova de Pitești, de București și trebuie să avem în vedere inclusiv aceste lucruri. Dar în cel mai scurt timp, când comisia o să se întrunească, nu cred că va dura foarte mult timp ca ea să delibereze, mai ales că este un vot destul de semnificativ pentru acea lucrare. Din punct de vedere tehnic este ușor de construit și este destul de ieftin de construit o astfel de arcadă, având în vedere că în principal ea poate fi construită din elemente de structură metalică. Pe locul al doilea s-a clasat lucrarea Slatina Drumul spre Evoluție, care a primit 746 de voturi. În plus, 706 slătineni au votat ca arcada să fie alcătuită din 7 panouri pe care erau scrise literele care alcătuiau cuvântul Slatina. Pe locul 4, cu 293 de voturi, s-a clasat proiectul unei arcade din structură metalică, acoperită de verdeață, asemănătoare podului Olt. 12 proiecte s-au înscris în acest concurs.